Citim un text și cei care aveți la voi Sfânta Scriptură, vă rog să deschideți la Ieremia, capitolul 18, de la versetul 1, câteva versete. Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel. Scoală-te și pogoară-te în casa olarului. Acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit. Cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului? Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Amin. Doamne Tată, stăm înaintea Ta, înaintea cuvântului Tău și ne uităm în noi. Nu știm care, unde suntem. Suntem vase care am izbutit, suntem vase care n-am izbutit. Suntem poate vase de cinste, poate vase de ocară. Suntem poate vase ciobite, poate vase sparte. Doamne, oriunde suntem în seara aceasta, vrem să plecăm acasă de aici, reabilitați, zidiți, vindecați, întăriți și îmbărbătați de Duhul Tău cel Sfânt. Amin, amin. Vă rog respectos să vă reașezați. Îmi spunea fratele nostru Filip cândva în luna trecută să pregătesc un gând pentru noi și eram aici la o seară de rugăciune, că era miercuri atunci. Și în timpul rugăciunii am înțeles atâta. Tu ești olarul, lutul sunt eu. A fost suficient să primesc atâta. De acolo m-am dus acasă și am început să mă rog și să deschid Scriptura și să caut și să caut și să mai întreb. Avem și aici în biserică un olar, nu vreau să vă spun cine, că după aia facem reclamă. Și am ales mai multe lucruri și m-am întărit și eu în primul rând în parabola aceasta, că e extraordinară. Dar un lucru ce s-a întâmplat mai interesant, din clipa aceea, au început să vină unele încercări peste mine. Dar vă spun, comparativ cu ultimul an, ce am trăit în ultimele 3 săptămâni, niște lucruri grele și în spirit și în un mic exemplu. Ne-am dus până în Brașov, într-o treabă, și frig rece, da, nu-i iarnă, pornești mașina într-o parcare, și nu mai pornește. Stat acolo până la miezul nopții cu mecanici, tot se dea de capăt, nu mai știa nimeni. Tot îmi zicea, mă, într-o oră merg acasă, într-o oră plecați, într-o oră o să fie ok. La 11 am luat cu Simi ultimul tren să ajungem aici duminică dimineață să fim cu voi la închinare. Aia e numai un aspect. Deși eu am trecut așa prin covidel de ăsta mai micuț, și aia încercare, nu? Și era chiar evenimentul cu Wonderland, n-am mai putut să ne organizăm cu trupă de închinare, cu tot, chiar în ziua aia ieșam așa. Multe și din punct de vedere spiritual o grămadă și nu vreau acum să deschid aici o carte cu chestii personale, dar stăteam și mă rugam și mă întrebam de ce s-a dat de încercat luna asta și în timpul ăsta eu paralel tot lucram și clădeam pe mesaj și ziceam, Doamne, cum mă fac să simt eu rota asta acum, așa pentru mine, să o înțeleg un pic mai bine. Ei, dragul meu, te întreb pe tine, pe voi toți, cum sunteți, cum ești în seara aceasta, care ți-i starea dacă te compar cu lutul din mâna olarului, unde te afli tu? Vezi, noi ca și copii al lui Dumnezeu trebuie să înțelegem că circumstanțele alea mai dificile ale vieții sunt de fapt acele procese a formulării vasului și vai bine e când înțelegem lucrul acesta. Că atunci altfel ne relatăm la tot ce vine prin viața noastră. Vrem din pilda aceasta, din comparația aceasta, dată de Duhul Domnului în Scripturi, să înțelegem câteva lucruri. Am să vă punctez 4 aspecte care le-am priceput eu. În primul rând, cu toții suntem lut în mâna olarului. Deci nu-i, aici nu e alegere. Vrei, nu vrei, ești lut în mâna olarului. Pentru că El e Creatorul. Și spune Isaia 64:8. Dar, Doamne, Tu ești Tatăl nostru, noi suntem lutul
și tu, olarul care ne-ai întocmit, suntem cu toții lucrarea mâinilor tale. Amin. E un loc așa de sigur să fii lut în mâna lui. Un loc foarte sigur. Mai spune Hristos mai în Noul Testament, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea, spunea la timpul de închinare Adi, când trecem prin valea plângerii, nu? Oare și ăsta e un moment așa pe roată. În Isaia 29, 16, cuvânt așa mai aspru aici. Stricați ce sunteți, spune aici prorocul Domnului prin Duhul Sfânt. Oare olarul trebuie privit ca lutul? Sau poate lucrarea să zică despre lucrător, nu m-a făcut el? Sau poate vasul să zică despre olar, el nu se pricepe? E bine de adânci lucrul acesta. Ce e omul? Ce suntem noi să punem întrebări suveranului, creatorului? De ce face așa? Sau de ce m-ai întocmit așa? Sau de ce circumstanțele este așa? În Psalmul 8, versetul 3, spune așa de adânc aici psalmistul, călăuzit de Duhul Domnului, când privești cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă. Și așa este, nu? Când privim cerurile și vedem galaxia și aici e mai multă poluare, când mergi undeva la munte, așa mai departe un picuț și prinzi o seară senină și te uiți la bilionele de stele, nu? Atunci ne dăm seama, măi, dar cât har să se uite Domnul chiar la mine de aici, din bucățica aceasta de lut. Vezi, cântăm în întâlnirile noastre cântări așa de extraordinare și chiar o cântare care o să o cânt mai târziu, tu ești olarul, iar eu sunt lutul, schimbă minima. Venim aici, ne îmbărbătăm, nu? Vorbim de cuvintele lui Dumnezeu, dar vine acel nenorocit de mâine. Și ne întristăm așa de repede când lutul simte mâna olarului frământând și roata lui, când simțim cuptorul lui, la cel mai mic necaz intrăm într-o atitudine de teamă, de îndoială. Ce important e să conștientizăm că toate situațiile astea mai groaie sunt doar o formulare, poate o reformulare, poate că Domnul vrea să izbutim. Doamne, Tată, fă din mine ce vrei. Unde e acea inimă? Să spunem ca și psalmistul. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Doamne, Tată, ajută-ne Tu. În al doilea rând, toți suntem făcuți de olar, vase de cinste. Sau, oare suntem făcuți vase de ocară? Haideți să adâncim aici niște versete din Scriptură, că atâta m-am tot gândit la pasajul ăsta, mă, unii s-au făcut vase de cinste, unii s-au făcut vase de ocară. Ceva, dacă când te aprofunzești și studiezi un pic mai adânc, e altceva. Roman 9:21. Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeași fărâmitură de lut, să facă un vas pentru întrebuințare de cinste și un alt vas pentru întrebuințare de ocară? Ei, dacă ne oprim atât la versetul acesta, nu e așa că atât de ușor putem să zicem Domnul e suveran și El controlează toate lucrurile într-o oarecare manieră încât le suntem ca niște teleghidați, nu? Unii face vase de cinste, ăștia lucrează spre lauda Domnului, pe alții face vase de ocară. Și când te gândești la ocară, poți să mergi și, mai ales comparația asta cu vasul, nu? Poate chiar îți permis să zici, mă, bun, îți făcuți ca niște olițe, scuzați expresia. Dar e vas, și ăla e un vas. Și un vas de ocară, nu? Dar ai nevoie și de aia, știi? Un pic parcă ți-ar merge așa, dar dacă te duci foarte adânc în textul ăsta, trebuie să înțelegem foarte important că Dumnezeu e prea drept și caracterul Lui e prea sfânt să ne nască pe vreunul din noi ratați și fără nicio șansă. Nu l-ar face, nu ne face pe niciunul din noi vase de ocară.
Dumnezeu face numai vase de cinste. Dar hai să ne uităm un pic în text mai adânc. Contextul din Roman, capitolul 9, cu vasul de ocară, nu se referă la un vas care va fi puțin folositor în împărăția lui Dumnezeu sau care va avea o poziție mică în împărăția cerurilor. Nu! Vas de ocară în context se referă la încăpățânatul de faraon al Egiptului. Dacă citim tot capitolul, acolo, de acolo vine toată referința asta și așa de adânc felul cum e descris aici, el și-a împietrit inima la lucrarea lui Dumnezeu. Faraon a ajuns un vas de ocară sau de dezonoare, adică un vas de care Dumnezeu s-a folosit ca numele lui să fie vestit de peste tot pământul și puterea lui arătată. Însă, acest vas nu a adus cinste stăpânului întregului pământ și a ajuns lepădat și știm că a murit înecat în Marea Roșie. Vreau să iau un picuț de timp să citesc versetele, că se explică în sine tot, așa de adânc îi, de la Roman 9, 14, deschide și voi dacă aveți Scriptura. Deci, ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum, spune Pavel. Căci el a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Astfel, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea, dar îmi vei zice atunci. De ce mai bagă de vină? Că cine poate sta împotriva voiei lui? Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeași fărâmitură de lut să facă un vas pentru întrebuințare de cinste și un vas și un alt vas pentru întrebuințare de ocară? Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pierire și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă despre noi vorbesc. Gândește-te și întreabă-te ce fel de vas ești tu. Da, chiar noi în seara aceasta să ne gândim, să ne întrebăm ce fel de vase suntem. Ești un vas de cinste, sfințit și folositor stăpânului sau destoinic pentru orice lucrare bună? Te-ai curățit pentru a fi așa? Sau ești neroditor, nefolositor stăpânului și ai devenit încetul cu încetul un vas de necinste care ajunge să fie lepădat și poate chiar sfârși în foc? Poate sfârși să fie spart și transformat în cioburi, ca și vasul unui olar? Este important să înțelegem cum putem afla dacă suntem vase de cinste. Cum poți afla dacă ești un vas de cinste sau nu ești un vas de cinste? Putem afla dacă noi în vasul nostru purtăm chipul sau modelul pe care îl dorește Dumnezeu să-l purtăm. Amin. Orice olar face vasul după un model, fie în mintea lui, fie unul existent. Și Dumnezeu, care este marele, marele, marele olar, dorește să te facă un vas de cinste, dar după un model. Modelul este însuși Fiul lui, Iisus Hristos, al lui să fie slava în veci. În Scripturi ne spune așa de clar, tot aici în Romani, un pic mai în spate, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Putem să ne dăm seama că suntem vase de cinste dacă chipul lui Hristos începe să ia contur și să prindă ființă în viața noastră. Doamne, ajută-ne! Și să ne cercetăm în seara aceasta, să spunem, Doamne, vrem cu toții să fim vase de cinste și vrem ca chipul lui Iisus Hristos să se reflecte și în noi. Doamne, lucrează!
Dacă ești un vas de cinste sfințit, atunci ești și folositor stăpânului sau destoinic pentru orice lucrare bună. Ești tu folosit de Dumnezeu pentru o întrebuințare bună în scopuri de cinste, atunci ești un vas de cinste. Procesul formulării este să ajungi la a fi un vas de cinste, Doamne, ajută-ne! Și știm tare bine ce e roada Duhului Sfânt și caracteristice lui Dumnezeu și Doamne, dă-ni-le pe deplin în viețile noastre. Amin. În urmă cu câteva săptămâni era fratele Mihenț aici, așa de mult mi-a plăcut o expresie. Doamne, dă-ne dragostea din tâi, așa că folosim expresia așa de des. Dă-ne, Doamne, dragostea din tâi și conștientul nostru automat ne zice dragostea din tâi, adică din prima lună când te-am cunoscut și am avut nașterea din nou și spunea Mihenț, nu, dragostea din tâi este cea mai bună dragostea ta pe care ai avut-o vreodată față de Dumnezeu, aia să ne o cerem, să o vrem, să o dorim și Doamne, dă-ne-o pe deplin, mergem la al treilea rând și vreau să vorbim un picuț despre textul care l-am citit la început, despre vasul pe care îl făcea, dar nu a izbutit, din versetul 4. În ilustrația aceasta, ia lutul și îl refrământă și îl așează pe roată. Și dacă o luăm așa în viața noastră, e un aspect destul de falimentar, destul de dureros. Dumnezeu, într-adevăr, ne poate schimba și nu numai că ne poate, de multe ori o face, ne schimbă viața prin faliment. Nu e oare, chiar să spun, bizar, nu? Din mâna Creatorului, marele olar, totuși iese un vas care n-a izbutit. Un vas cu defecte, cu imperfecțiuni, poate un vas mai frumos, că a decis să-l reîmpingă pe roată, să-l facă iară mic și iară să-l reformuleze. În perfecțiunea lui de creator nu putea să-l facă de la început perfect și mă întrebam lucrul ăsta în timp ce studiam. Hai să ne uităm unul la altul în seara asta și să înțelegem o treabă. Să ne întrebăm un lucru. Ești tu? Sunt eu un vas perfect? E careva care poate spune despre el că e un vas perfect? Chiar niciunul. Sfânta Treime Cluj, niciun vas perfect. Deci încă niciunul n-am izbutit pe roata lui. Aici e textul. Și e vorba de mine, e vorba de tine, e vorba de noi. N-am izbutit. Dar simțim, cum spunea și la închinare, nu? Simțim. Dar să fim conștienți că atâta timp cât simțim, și mai este un alt proverb, că în pomul bun se aruncă și cu pietre ca să cadă acele mere, acele fructe jos. Dar acum venim la roată, atâta timp cât simțim reformularea lui, știm că el face și va face un vas așa cum îl va dori el. Și pregătirea este pentru veșnicie. Și de-abia acolo vom fi vasul care a izbutit. Doamne, ajută-ne, Tată. Mai este un aspect, când trecem așa în viața de zi cu zi, nu e așa că umanul ăsta din noi, când are cineva o încercare mai mare, direct răspunsul e așa un pic mai pardelenia, știi, l-o fi bătut bunul Dumnezeu. Acolo vine firea, nu? Ori câte nu. Să aruncăm așa o critică, să... Nu ar fi mai potrivit să spunem, fratele meu scump, trece prin asta, în situația asta, în deficiența asta de a se exprima sau în criza financiară sau în câte chestii negative nu pot înșirui aici, deoarece încă el ca și vas nu a izbutit, dar e în mâini bune și sigure și va ajunge așa cum va vrea olarul, amin. Doamne, dă-ne atitudinea asta, că dacă avem asta, altfel ne uităm la noi și altfel ne uităm când suntem încercați. Dacă olarul are răbdare cu el, cine sunt eu,
un alt vas, să nu am răbdare cu celălalt vas de lângă mine. Doamne, Tată, ajută-ne Tu! Haideți, iubiților, să înțelegem că vasul Tău și vasul meu în mâna olarului încă nu-i terminat. Să nu uităm că toți suntem în mâna olarului în procesul de a deveni un vas de cinste și, Doamne, ajută-ne să ajungem la chipul desăvârșit, acolo unde vrei Tu. Prea posibil că ai trecut printr-o remodelare și cu toții le trecem și vreau să mă apropiu de încheiere. Dacă vreți, frații mei, să vă apropiați, am pe inimă să cânt și Tu ești olarul, iar eu sunt lutul. Fă-mă să seamăn, Doamne, cu Tine și începutul ei spune, schimbă-mi inima. Dar până atunci ne uităm repede la al patrulea aspect la care m-am uitat. A ajuns vasul tău ciobit, ori chiar spart. Și tot încercam să studiez și nu știu de ce, așa în text, parcă tot ce am găsit e că acolo unde sunt cioburi se dau la o parte și am tot căutat peste tot și numai n-am găsit. Am întrebat șolarul de aici din biserică și nu, cu cioburile rezolvată treaba asta, că am dus situația. Și mă tot gândeam, Doamne, dar Tu spui în Scriptură altceva, în alte locuri. Căutam și căutam și dau seama că Domnul, prin Isaia atunci, prin Ieremia atunci și în Isaia și așa de mult e adusă parabola aceasta, o folosește cu un vas, tocmai să ne dăm seama că așa de ușor se sparge, așa de ușor se ciobește. Și nu așa, ai un vas fain de porțelan acasă, știu eu, moștenire de la ceva străbunic, și vine ăla mic cu două machetuțe și trece pe lângă vitrină și buf, jos și s-o dus. Și irecuperabil. Și așa, ce simți în momentul ăla? Deci suntem așa, așa e viața noastră, așa suntem noi, atât de fragil suntem. Suntem numai la, e așa de mult procesul să ne formuleze Dumnezeu și tot ce ne ia e să ieșim din locul ăsta și să cădem în desfrâu. Și ne-am și spart în acea seară, după ce ne-am bucurat și ne-am închinat aici, în acea seară să merg să spar sufletul. Eu nu știu, poate e irecuperabil. Dar am găsit în Scripturi că e și recuperabil. Și tot căutând, am mai găsit ceva așa de frumos. Nu știu cât e de relevant aici, dar am găsit cel mai frumos vas posibil care ar fi în Scriptură. Asta e părerea mea. Zice Marcu 14:3. Pe când ședea Iisus la masă în Betania, în casa lui Simeon leprosul, a venit o femeie, și știm ce fel de femeie era acea femeie, care avea un vas de alabastru cu mir, de nard curat, foarte scump, foarte scump, foarte scump. Și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Și acum mi-am dat seama citind, da, aici e chiar vorba de un vas. Dincolo e vorba de vas. Aici e vorba de un vas și mir și altceva, dar m-am uitat un pic mai adânc în istorie ce însemna lucrul ăsta, că nu poate fi numai la întâmplare și am găsit ceva așa de adânc. Când o fată ajungea la vârsta căsătoriei, familia îi cumpăra un vas de alabastru pe care îl umplea cu un de lemn de preț. Mărimea vasului și valoarea unde lemnului era pe măsura bogăției familiei. Vasul de alabastru făcea parte din zestrea fetei. Când venea un tânăr s-o ceară în căsătorie, ea îi răspundea luând vasul de alabastru și spărgându-l la picioarele lui. Ungându-i astfel picioarele tânărului, îi se dădea cinste. Nu așa că citim așa de multe lucruri, dar nu înțelegem contextul vremii. Și când înțelegi contextul vremii, înțelegi altceva. Și când înțelegi că femeia asta era altceva, nu era o femeie tânără care căuta un soț, ea era o femeie sfâșiată de trecutul ei, de prezentul ei, de imoralitatea din viața ei. Ea era o păcătoasă, dar ea
a dat povara sa în mâna lui Dumnezeu. S-a gândit, mai am șansa asta. I-a spart vasul de alabastru la picioarele celui ce putea cu adevărat să împlinească așteptările. Vasul frânt la picioarele Domnului Iisus reflectă lepădare de sine și dedicare. Ce vas frumos, ce lucrare frumoasă. Și tot acolo scrie Marcu 14:9. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, astea-s cuvintele lui Iisus, în toată lumea se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Doamne, mare ești Tu! Oarecum similar gestul cu atitudinea lui Zacheu, recent s-a vorbit despre asta aici. Doamne, intri sub acoperișul casei mele, nu-s vrednic. O, Doamne, deja s-a și analizat tot. Nu i-a cerut Iisus nimic. Deja El, Doamne, la ăia care i-am năpăstit, am să le dau de 4 ori mai mult, am să fac asta, am să plătesc așa, am să rezolv așa, deci deja interiorul ăla, da? O, Doamne, mai fă Tu minuni. Și minunea, să știți că o minune, dacă s-ar face aici, nu ne-ar produce credință. Dar dacă am avea credință, s-ar face o minune aici. Lucrează Tu, Tatăl nostru. Vine Romani 11, de la 33 încolo, și completează aici mesajul, chiar dacă merge un pic în altă zonă. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și sfințeniei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui! Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. Și înainte să cânt cântarea, vreau să închei cu un gând, că vă spuneam atunci când mă uitam după cioburi prin Scriptură și nu eram la pace cu ceva. Dar vreau să fac un pas prin credință și să iau pilda asta olarului și să o extind puțin. Dacă Dumnezeu vrea, m-a ajuns Darius, dacă Dumnezeu vrea, oare n-ar putea El, olarul olarilor și Dumnezeul domnilor și Domnul domnilor și Împăratul împăraților, să ia fiecare ciobuleț și să le pună iar la loc? Vorbeam cu olarul de aici din biserică, sigur nu este nicio șansă, hai te rog, mai este una totuși, dar e grea din urmă, să iei ciob cu ciob și să-i lipești la loc. Și a spune, Doamne, dacă cineva de aici s-a spart în desfrânare, în imoralitate și se consideră un făraș de cioburi, el mai poate să ia ciob cu ciob în seara asta. Eu chiar cred lucrul acesta și îi dau suport prin Scriptură. Isaia 42:3. Trestia frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa până va așeza dreptatea pe pământ și ostroavele vor nădăjdui în legea Lui. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, care a făcut cerurile și le-a întins, care a întins pământul și cele de pe el, care a dat suflare celor ce locuiesc și suflet celor ce merg pe el. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță. Cine-i în temniță? Da, îți 2-3 și din greșeală în temniță. Cioburile din fărașă sunt temniță. Pe cei legați și din prinsoare
cei ce locuiesc în întuneric. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu o voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Iată că cele dintâi lucruri s-au împlinit și vă vestesc altele noi. Vi le spun mai înainte ca să se întâmple. Cântați Domnului o cântare nouă, cântați laude Lui până la marginile pământului, voi care mergeți pe mare și cei ce locuiți în ea ostroave și locuitorii lor, cum cântam la închinare. Haideți să stăm ridicați în picioare și poate de data asta să ne uităm la versurile acestei cântări. Schimbăm inima, fă-mă mai curat, mai real, mai sfânt, mai adevărat. Cântăm împreună. Schimbă-mi inima, fă-mă mai curat, mai real, mai sfânt, mai adevărat. Haideți încă o dată, schimbă-mi inima. Împreună, Tu ești olarul. Tu ești olarul, iar eu lutul. Fă-mă să seamăn, Doamne, cu Tine. Haideți să spunem același lucru în rugăciune. Doamne,